As you may probably know, Ukraine is among the countries that have completely closed the border. Bună ziua, dragi părinți! Mă numesc Marina, sunt administratorul hotelului Veneția. 24 de ore pe zi, copiii dumneavoastră se află sub supravegherea bunelor noastre în camera pentru copii. În fiecare zi, acestea se plimbă cu copiii în aer liber, le fac baie. La noi în hotel se află 46 de copii. 4 copii au fost aduși de la maternitate aseară. Avem bebeluși din America, Italia, Spania, Marea Britanie, China, Franța, Germania, de asemenea din Bulgaria, România, Austria, Mexica și Portugalia. Ne este greu, dar facem față. Arătăm copiii părinților pe internet. Managerii ne organizează conferințe. Neapărat le povestim părinților cât a mâncat copilul, ce greutate are, cum a dormit. Inima ni se frânge. Vedem că părinților le este foarte dor și le-am permite cât mai curând să ajungă la copiii lor. De asemenea, în hotelul nostru există un medic pediatru care examinează copiii în fiecare zi și are grijă de sănătatea lor. De aceea, nu vă faceți griji. Sănătatea copiilor dumneavoastră este pe mâini bune. La momentul actual, toți bebelușii iau în greutate stabil. Fiecăruia i-a fost aleasă individual formula de lapte și cantitatea acesteia. Baia și gimnastica, de asemenea, se desfășoară conform unui grafic individual. Când ieșim cu bebelușii online, părinții ne pun o mulțime de întrebări. Fiecăruia îi răspundem individual. Hotelul este închis pentru o carantină strictă. Toate bonele locuiesc aici temporar. Ne străduim să evităm orice contact. Iar acum vă voi oferi un scurt tur al camerei noastre pentru copii. Dear friends, as you may probably know, Ukraine is among the countries that have completely closed the border, so foreigners are not allowed to enter Ukraine until they have a permission from the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. Now at Biotech's home clinic, we are doing our best to get the approval for all of the clients whose children are born or who are waiting for delivery soon. But this process needs collaboration from the country of your citizenship. There is a letter from the MFA of Ukraine stating that the permission can be issued only after receiving of an official request called verbal note of relevant diplomatic authority. Therefore, neither a clinic nor an independent lawyer can make a request for such a permission. We are thankful to the officials of the countries which are already in contact with the Ukrainian government on this matter, Irish Republic, Sweden and the United Kingdom, and we ask other countries to make an exception from their policy and to let their citizens unite with their children.